Toate unitățile de învățământ din România vor putea monta camere de supraveghere fără acordul profesorilor sau al părinților copiilor. În curte, pe hol, în sălile de clasă, la cantină, în sălile de sport sau de festivități, în cămine, internate sau în bibliotecile școlare, camerele de supraveghere audio-video vor putea fi montate peste tot în școli. Unde nu există deja, directorii le pot cumpăra din fonduri locale ori naționale cât mai curând posibil. Aceasta este cerința mai marilor din învățământ, care declară toleranță zero față de violența școlară și modifică din nou legea educației. Mai exact, măsura a fost anunțată de ministrul educației, Ligia Deca. Aceasta a mai precizat că înregistrările vor putea fi folosite doar când sunt sesizate cazuri de abuz sau violență, nu și pentru evaluarea profesorilor. Este important ca în situațiile de violență să putem afla adevărul vis-a-vis de ce se întâmplă, de faptele reclamate. Prin urmare, am considerat necesară modificarea cadrului legislativ pentru ca școlile să poată decide instalarea sistemelor de supraveghere audio-video pentru asigurarea pazei și protecției persoanelor și a bunurilor, precum și ca măsură de prevenție a actelor de violență ce pot apărea în spațiul școlar. Prevederea actuală a legii permite școlii supravegherea audio-video doar după consultarea cadrelor didactice a părinților sau elevilor majori. Modificarea propusă în proiectul de ordonanță de urgență dă școlii posibilitatea de a decide, în interesul comunității și sigur în funcție de specific, fără a mai fi condiționată de acordul părinților sau al cadrelor didactice. Camere de supraveghere în clase, fără acordul părinților și profesorilor și o bursă școlară de reziliență sunt printre modificările principale aduse de o ordonanță de urgență pusă în consultare publică de Ministerul Educației. Măsurile vor schimba legile învățământului aprobate de același minister în urmă cu doar 7 luni.